Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. După cum am spus într-un filmuleț anterior că cât de curând vreau să încerc acest vas să fac pulpe de pui cu cartofi și m-am hotărât chiar astăzi să fac acest preparat. Prietena mea, Anica, să o fac singură și vă pot spune și vouă de ce am făcut, dar m-am gândit că poate vreți să și vedeți cum procedez. Mi se pare o idee foarte grozavă și atunci am să-l prepar cu voi. Mi-am pregătit pulpe de pui, mi le-am scos din congelator, cartofi. Am să curăț cartofii, între timp se va descongela și carnea și ne apucăm de treabă. Bun, am terminat de curățat cartofii, am și spălat. Pulpele s-au descongelat. Să mai strecor apa de pe ele, chiar acum, așa, avem nevoie de un pic de ulei, am pregătit aici piper, sare, e un condiment special pentru pui, conține foarte multe ierburi, nu văd la lumina asta, dar dacă vreți detalii o să vă pot da în mesaj. Sunt mai multe condimente făcute special pentru pui. Fără eur și nu știu ce, stați să mă mai uit odată ca să nu vă dau o informație greșită. Foarte rău văd. Bun. Asta e unde e fabricat și aici sunt ingredientele. Așa, sare, piper, boia. Conține și dextroză și amidon, dar de euro nu scrie nimica. Ghimbir, coriandru, țelină, curcuma, fenicul, muștar, deci cam astea, da? De eu nu scrie nimic exact după cum știam. Bun, deci astea sunt condimentele. Mai am pregătit și un pic de dulceață de adică ardei, pastă de ardei și aici este, avem un pic de dulceață de ardei iute. Vreau să pun. Bun. Prima dată rezolvăm cu cartofii. Așa. Pun aici cartofii, îi tai ca și pentru cartof pai, deci eu așa îi tai, dar acum fiecare cum doriți. Eu așa m-am gândit să-i fac și așa procedez de obicei. Așa, bun. Și ultimul, cartof, nu știu, multe, puține, nu știu ce să spun, dar rămâne de văzut. Ia să vedem acum condimentele care am să le pun peste pentru cartofi. Pentru cartofi am să folosesc boi, asta e pastă de ardei, nu mult. Bun. Sare. Sarea asta nu prea sărează, nu prea e treabă sarea asta, așa e de slabă, de aproape toate mâncărurile le fac nesărate. Dar așa e totdeauna când schimbă sarea. Piper.
Bun. Și am să pun și pentru cartofi acest amestec de condimente. Bun. După asta am să le amestec, pun un pic de ulei, chiar numai foarte puțin ulei, foarte puțin ulei pun. Așa, cât să pot să le amestec mai ușor. De așa. Bun, am pus și grătarul peste. Poate că sunt un pic mai mulți cartofi, dar oricum o să scadă cartofii când se prăjesc. Acum să mă ocup de pulpișoare. Așa, iar s-a adunat un pic de apă să mai strecor o dată. Bun, și acum și aici am să pun tot foarte puțin ulei, deci foarte puțin ulei, cam poate nici o lingură, lingurița de ulei. Am să pun dulceață de ardei iute. Dar e foarte iute. Dar nu ne place un pic așa mai. Nu, deci un iute plăcut îmi place să aibă mâncarea. Bun. Acest condiment amestec. Bun. Piper. Și sare. Și sare. Bun. Și am să le amestec toate. Am să le ung bine. Așa făceam eu în air free, dar îmi pare că nu l-am adus. Dar am zis că nu, tot acum atât îl duc și îl aduc. O să-mi cumpăr poate unul să-l am aici, când vin aici pe sezon, să îl am. Am vrut să-l las anul trecut, dar am știut că o să ne mutăm de acolo și nu o să mai stăm unde am stat înainte. Și atunci cam toate lucrurile mi le-am dus, că altfel rămâneau în mare parte tot de bucătărie, toate rămâneau. Așa. Bun. Și am să le aranjez aici patru pulpișoare. Așa. Așa. Și așa, și am să le introduc la cuptor. Uitați așa. E perfect. Cuptorul este încălzit. Am să-l bag în cuptor. Aproximativ deci la temperatură maximă m-am gândit ca să-l țin vreo 30 de minute, după aia îl verific. E de vreo aproape o jumătate de oră în cuptor. Ia să vedem noi dacă ne putem uita la ce se întâmplă aici. Ia să vedem să nu mă și ard. Wow, ce bine arată! Uitați ce bine arată! Super bine! Deci îl mai lăsăm un pic să vedem cum sunt cartofii. Să verific cartofii. Oi, 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 cred că pot să-l las deja fără. O să-l las fără capac, ca să se facă și o crustă deasupra. Bun, asta îl scot de aici și îl pun înapoi fără capac să facă puiul crustă deasupra. Îmi place ce am făcut. Sunt super, super mulțumită. Cred că e și gustos. Acum rămâne de văzut. Am gândit că totul să le scot din cuptor și să le întorc un pic și pe partea asta, la alta. Cred că ar fi mai ok. Părerea mea. Și aragazul îmi permite să aprindă flacără și sus, adică nu și sus, ori sus, ori jos. Și atunci am să aprind flacăra în partea de sus a aragazului. Ia să vă arăt și vouă dacă pot. Deci îl sting de aici. Așa. De acolo am stins.
stins și acum trebuie să-l aprind aici ca să se aprindă flacăra sus. Ia să vedem eu cum aș putea să fac acest lucru cu o mână. Nu cred că pot să fac o mână, dar vă arăt imediat flacăra prinsă acolo. Uitați, apar, flacăra arde sus, așa că am să-l introduc înapoi în cuptor acest preparat. Cu flacăra să ardă doar sus. Așa. Bun. Și atunci o să fac o crustă deasupra. Ia să vedem cum arată preparatul meu. Wow, ce bine arată. Wow. Ia să vedem noi. Super bine arată, super, super. Ia să vedem și cartofii. Are, cum aș putea să iau jos? Așa. Deci am băgat furculița, după cum vedeți pe aici. Așa. Și atunci pot să scot tava. Cred că pot să o pun și pe masă, că n-are nimic. Bun, și ia să vedem aici cum arată cartofii ăștia. A lăsat cam mult ulei, dar poate le mai las numai chiar cartofii să facă și cartofii un pic de crustă deasupra. Încă 5 minute poate că îi mai las. Doar cartofii. Bun. Doar cartofii mai las un pic. Măcar că-s gătiți deja. Dar îi mai las un pic. Bun, am așezat pulpele înapoi. Să vă arăt. Arată foarte bine, foarte bine arată. Să vă mai arăt o dată. Uitați. Făcut și cartofii crusta, spulpele și acum ar trebui să gust, să vedem cum arată, să vedem cum, ce gust au, adică cum arată, vedem. Bun. Să-mi aduc o farfurie și vreau să degust cu voi. Ia să vedem cum procedez eu cu asta. Cred că astea se închid aici. Așa, și aici se poate pune pe capac. Să știți. Cam așa cred că funcționează. Uitați. Deci pe capac. Aici sunt cartofii. Bun. Și acum să vedem ce gust au cartofii. Doar câțiva am să-mi pun. Cum să fac să și vedeți și voi. Așa. Cam așa. Da? Se vede. Bun. Să-mi pun câțiva cartofi. Wow, ce fierbinte sunt și cartofii s-au făcut foarte bine. Dar data viitoare o să am grijă să-i strecur un pic mai bine, că parcă îmi plăceau să fie un pic mai crocanței. Dar acum, așa, cam așa, și îmi pun o pulpișoară. Așa, o pulpișoară. De obicei mi-o pun care e mai mică, aia mai mare, de obicei o las soțului. Bun. Urmează să vedem și ce gust are acest preparat. S-a făcut foarte repede, cam în 35-40 de minute a fost gata. Așa, am să pun aici înapoi
grătarelul ăsta. Așa, și am să-l pun capacul. Așa, să rămân la căldurică până vine soțul meu. Bun, asta îl tragem deoparte. Așa, acum vreau să degust acest preparat împreună cu voi. Bun, ia să vedem, s-o mai răcit un pic. E foarte bun. Chiar am nimerit și cu sarea. Să vedem puiul dacă e făcut. Da, e făcut. E făcut. Deci n-am gustat-o înainte pentru că am zis că timpul îi ar trebui să fie făcut bine. Ăla de casă probabil că mai trebuia lăsat, dar pentru că este cel din magazin, ăla știți și voi că se face mult mai repede. Deci, cam asta am vrut să vă arăt. Am și gustat cu voi. Este foarte bun, foarte bun. Acum, poate că nu aveți vas așa acasă, dar se face mult mai repede și altfel decât descoperit. Deci contează foarte mult să aveți un vas care se poate acoperi ca să puteți găti în cuptor. Se coace și mai repede și gustul este același, că rămâne acolo închis și se face foarte, foarte bine. Cam asta am vrut să vă arăt. Mulțumesc că mă urmăriți. Să aveți o seară binecuvântată și minunată. La revedere!